Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Simona Dunăreanu și ne reîntâlnim în studioul Antena 3 cu domnul primar al municipiului Călăraș, domnul Daniel Ștefan Drăgulin. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Bună ziua dumneavoastră! Bună ziua celor care ne privesc! Se apropie încheierea perioadei de precampanie. Da. Sunteți obosit sau pregătit pentru campanie electorală? Nici vârsta și nici poate anumite lucruri nu mă pot opri din ceea ce am de făcut. Cunosc organismul, știu că pot și pot din ce în ce mai bine. Mă simt excelent, tonusul meu se regăsește și în tonusul cetățenilor, indiferent ce se vehiculează, cel puțin la interacțiunea pe care am cu cetățenii, este foarte bine. Avem semnale și de la cetățeni și de la contracandidații dumneavoastră, da, întrebări. Că voi câștiga alegerile, nu? Posibil, o să vedem, rămâne de văzut, însă la orice întrebare aveți un răspuns. Bineînțeles. Da? Pentru și că la orice problemă. Da. Atâta timp cât știu că nu mint și nu dezinformez, am răspunsuri bazate pe documente și pe informații clare din activitatea pe care am desfășurat. O primă problemă, ca să trecem un pic, să începem cu acest capitol, pentru că ieri a fost în studio domnul Dulce și domnul Dragu. Amândoi? Amândoi, da, împreună. Au ridicat câteva probleme, dacă doriți să le abordăm. Dacă... De ce nu? Dar, în primul rând, aș vrea să trag o concluzie. Mă minunează faptul că un candidat la primărie trebuie să fie dus de mână de un alt fost candidat, pe care pe amândoi, pe unul deodată, pe celălalt de două ori, i-am bătut la celelalte alegeri. De asemenea, un candidat trebuie să vină aici în față și să spună el ce probleme are, ce găsește el în activitatea mea și să vină cu propuneri. Rostul celuilalt a fost să vină să povestească niște lucruri care, din hârtile pe care le am, da? Bine, nu vreau să... Din hârtile și pot să faci o vizualizare și sunt foarte multe, am argumente că tot ceea ce s-a vorbit ieri este bazat pe o dezinformare grosolană, pe o minciună și o manipulare pe care cetățenii din municipiul Călăraș au început să o înțeleagă. Doar un singur lucru vreau să vă spun, pentru că văd că tot vorbesc că au adus proiecte. A fost un proiect la care primăria municipiului Călăraș era partener și de bine ce l-au făcut, a trebuit, când a venit Olaful, da, în timpul domnului Dragu, a trebuit să plătim 45.000 de euro. Și cu asta termin. Nu vreau să mai intru în amănunte sau să spun despre gardul de pescuar care zice că suntem în Berlinul de Est sau Berlinul de Vest. Disperarea că municipiul Călăraș a luat-o pe un drum al modernizării, lucru pe care unul n-a fost în stare 3 mandate, iar celălalt se vârte, dar fără să spună nimic, da? Îi face să se comporte așa. Mă aștept în campanie la foarte multe denigrări din partea lor. Inclusiv că am dosar DNA, că am dosare, că am semnat, că nu știu ce am făcut în familie. Eu sunt obișnuit, dragi adversari, chiar nu-mi pasă de ceea ce spuneți voi. Îmi pasă de municipiul Călăraș, de ceea ce se lucrează și se va lucra. Sunt parcurile din Călăraș neîngrijite? Of, Doamne! Mi-aduc aminte în 2012, când am preluat mandatul de primar, când m-am dus în parcul Dumbrava și am dovezi, pentru că așa e bine să lucrezi, numai gropi, fără trotoare, fără spații verzi, bănci și așa mai departe. Hai să ne uităm astăzi. Dacă a fost căldura asta și faptul că nu au existat bani, și recunosc că nu au existat banii de ajuns să putem face toate serviciile, arată cum arată. Ce parte era de joacă pentru copii? Vă aduceți aminte? Vă aduceți aminte, dragi călărășeni? Da? Eu am făcut un parc modern pe proiect european. Cum arată parcul central, cetățenii pot vorbi. Voi, în schimb, mințiți.
despre anveloparea blocurilor? E o problemă pe care o spun, dar nu sunt în cunoștință de cauză. Eu personal am stat cu cele două colegi de ale mele de vorbă cu cetățeni, așteptându-i chiar și la 11-12 noaptea când veneau de la servici să semneze acel protocol care, dacă nu ar fi semnat toți cetățenii de pe scara blocului sau din blocul pe care vreau să-l facem, nu era luat în calcul. Mai mult, dacă nu există asociații de proprietari, nu pot fi anvelopate blocurile. Eu sunt deschis, sau am fost deschis la toți cei care și-au dorit să facă asociații de proprietari, dar dacă nu le e teamă, știți, bine, au mai fost asociații și s-au scurs niște fonduri, eu n-am ce să fac, nu pot să fac o asociație de proprietari, eu personal, pentru că n-am nicio atribuție, nici ca în calitate de primar, decât cetățenii să se strângă și după aceea putem sta de vorbă să vedem dacă mai există posibilitatea financiară pe banii europeni să facem acest lucru. Haideți să discutăm un pic despre diverse subiecte și eu o să vi le spun subiectele și dumneavoastră discutați, pentru că nici timp prea mult nu avem la dispoziție și probabil că aveți și alte lucruri importante de spus călăreșenilor, dar pentru că au fost aduse în discuție în alte emisiuni, haideți să vedem ce puteți să ne spuneți despre subsolurile inundate. O problemă populistă pe care o ridică cei de la PSD. Subsolurile sunt proprietate privată. Noi trebuie să ne desfășurăm activitatea în primul rând în blocurile care aparțin primăriei. Dacă aceștia fac o comandă și reușesc să achite o sumă, cei de la EcoAqua, că ei sunt răspunzători de aceste lucruri, se pot duce și să rezolve problema lor. Dar nu pot rezolva pe banii societății problemele din subsol. Fiecare scară de bloc, fiecare bloc trebuie să-și gospodărească foarte bine banii pe care îi iau și să-și rezolvă problemele singuri. Printr-o societate sau printr-un muncitor sau muncitor care doresc să facă reparații în subsol. Este foarte clar subsolurile de care noi suntem obligați să le să scoatem apa de la ele, sunt în primul rând cele care sunt ale primăriei. Restul sunt vorbe. Da. Despre proiectul cele 8, da. Mult discutatul proiect cele 8. Până acum, înainte de mandatul 2016, în campania electorală, urla unul care a pierdut, de fapt, că el se delimitează de cele 8. Acest proiect cele 8 a fost al celor de la EcoAqua, da? A fost o problemă cu câștigătorul licitației, s-a întârziat o perioadă de timp și ca proiectul să se realizeze, și asta este, cum să vă spun eu, aportul meu, ca să-i spun așa, eu am fost de acord ca acest proiect să aibă decât un singur an ca termen de execuție și să încadreze în el. Dacă eu nu eram de acord și nu mi-asumam acest lucru, acest proiect cel pe municipiul care nu se realiza. Punct. Vor să creadă? Bine, nu vor să creadă, se poate dovedi. Dacă tot suntem la acest proiect, s-a adus în discuție totodată faptul că nu au fost încredințate lucrările unor firme din Călăraș. E de noaptea minții. Eu nu înțeleg cu un fost viceprimar care, culmea, s-a ocupat de investiții. Cum a fost primar, care a făcut ce a făcut. Cum poți să dai lucrări? Dacă vine o societate și el vrea și scrie în contract să poată să facă să dea sub antreprise, e problema lui. Au fost firme din Călăraș, îmi pare foarte rău, au fost firme din Călăraș care au stat de vorbă cu ei și nu s-au înțeles la preț. Sunt eu de vină. Mai mult decât nu pot să fac. Eu nu fac trafic de influență. Poate la PSD se practică, la mine nu se practică așa ceva. Despre puțurile forate? Puțurile forate, la ora actuală, suntem în linie dreaptă. S-au făcut noi investiții pentru a echilibra, să spun așa, sau mai bine zis, a crea un debit constant din toate puțurile, astfel încât ele să nu se colmateze. Când va fi gata, îi dăm drumul, maxim 3-4 săptămâni. Dar proiectul este de foarte mult timp, după vremea domnului Dragu,
ca sursă alternativă, nu permanentă, și i-am spus de fiecare dată, dar nu înțelege, da? În urma lucrărilor executate s-au găsit tot felul de probleme, le-am îndreptat, le-am făcut să fie bine și chiar și asta care este pentru problema asta cu crearea unei presiuni constante și a unui debit cât de cât normal la o anumită presiune, am făcut-o ca să nu creăm colmantare a puțurilor. E vorba de vreo 500.000 de euro. Haideți să discutăm și despre șoseaua de rocadă. Se desfășoară, de fapt, să știți că nici eu nu am vrut să fac această lucrare pe șoseaua de rocadă, dar nu există altă posibilitate și nu putem să pun înaintea siguranței cetățenilor altfel de lucrări. Sau șoseaua de rocadă în sine. Această lucrare se face pentru schimbarea coloanei de gaz până în zona unde a avut loc acea explozie, pentru că au constatat specialiștii că trebuie schimbată. Ca atare, nu puteam să mă opun unui asemenea proiect în contextul în care, dacă se întâmpla ceva, răspundea primarul. Și atunci ar fi, băi, dar nu puteai să faci, dai bine de șosea. Minciuni și dezinformări. Bazinul de not. Bazinul de not este... nu opera mea. Este un proiect realizat în timpul mandatului meu. Habar n-avea fostul primar de bazin de not pe vremea lui. Nu știa unde o să-l amplaseze. Trebuia să-l întrebați unde, dar știați unde se amplasează, pentru că acea hotărâre am făcut-o în scurt timp, pentru că am primit o informație de la cei de la CNI și am zis, domnule, vreți să faceți un bazin de not școlar? Da! De fapt, mi-am zis, ori școlar, ori olimpic. La olimpic ne costă de... nu face. Nu avem noi 5 miliarde pe lună, nu mai apa să o schimbăm. Și atunci am optat pentru cel didactic, pentru că copiii noștri trebuie să învețe să note. Și dacă vor ceilalți, după orele de, să zic așa, de pregătire a copiilor, pot veni să facă un not de întreținere. Chiar parcă m-a scos la tablă așa să răspund unor afirmații pe care cei de ieri le-au făcut fără să aibă habar. Vă spun, îmi pare rău că îi jignesc, dar sunt total nepregătiți. Nu citesc înainte să vină la o emisiune și asta denotă o lipsă de respect pentru cetățenii de municipiul oraș. Spuneam la început că dumneavoastră aveți răspunsuri la întrebări și tocmai de aceea am pentru că un primar trebuie să fie pregătit. Fără foile, da, trebuie să fie pregătit. Să le citiți, le știți deja. Pentru că le-am parcurs. Exact. Am trăit cu ele. Am trăit în ele. Împreună cu colegii. Toate astea sunt, cum să spun eu, activitatea pe care noi am desfășurat-o, de fapt, este rodul unei munci pe care ei n-au desfășurat-o. Cu un singur om puteți să zici că ai proiecte și ăla s-a și imputat. Hai să fim serioși. Taxa de salubrizare încasată la primărie? Vedeți dumneavoastră, în momentul când s-a semnat acest contract, nu cum zice domnul Dragu că l-a semnat eu, iar o minciună. Domnul Dragu, îmi pare rău că i-am pomenit numele. În momentul în care s-a semnat contractul, de fapt s-a făcut această asociație ADI Eco Management Salubris, au intrat toate primăriile din județul Călăraș. Era un proiect la nivel de județ, în care toți primarii au semnat. La Consiliul de Țară a semnat domnul președinte. M-am avut niciun amestec. Mai mult decât atât, eu când am venit ca primar și când s-a terminat licitația și a trebuit să începem activitatea cu cei de la REBU, era deja contractul cadru semnat, eu a trebuit să mă conformez ca și celelalte primării și să luăm legătura cu cei de la care execută acest tip de activități. În momentul când s-a făcut proiectul pilot, municipiul Călăraș era trecut cu vreo 72.000 de locuitori. El a luat de bun acest lucru și a zis, domnule, eu fac activitate indiferent că sunt sau că nu sunt, cu 72.000 de locuitori. În fine, ne-am certat, ne-am țigănit cu ei, am ajuns la 65. Obligat forțat conform legii în vigoare, făcute de onor guvernul PSD, pentru că eu m-am zis odată, cei care sunt acum la aceste societăți au fost într-un timp în Parlamentul României din partea PSD. Eu mă dau în judecată și pierd. Că asta e legea, așa trebuie să o aplicăm. Mai mult decât atât, dacă ei opresc acum activitatea, pățin cu cei de la Orșova și eu nu vreau acest lucru. Eu respect legea, mergem pe 65.000 de locuitori,
Asta înseamnă că în fiecare apartament există câte un membru, deși poate nu există, dar n-am ce să fac. Asta este hotărârea pe care a luat-o Consiliul Local și la care trebuie să mă conformez. Iar ce a spus dumneavoastră, facem niște evaluări să vedem dacă se merită sau nu se merită să facem acest lucru. Am înțeles. Transportul public? Da. În calitate de consilieri, toți pot veni să verifice sau să solicite diferite acte, hotărâri, chiar și proiecte. Mai mult decât atât, au fost aprobați indicatorii tehnico-economice al tuturor proiectelor pentru accesarea de fonduri europene. Nu știu dacă a votat domnul Dulce, dar sunt convins că n-a citit. Este normal, pentru că în axa 4, pentru ceea ce vrem noi să facem, era necesar să achiziționăm niște autobuze. Bine că dânsul îi place să meargă, de fapt, dacă mă uit așa în ce clădire a stat, cred că îi place să stea în clădirile astea dărâmate. Și dacă vin către transport, de ce Cărărășanu nu are voie să meargă cu un autobuz modern, cu aer condiționat, cu tot felul de afișaje, cu tot felul de lucruri? De ce noi nu avem voie? Trebuie să stăm în beznă, cum știe să facă cei de la PSD? Nu. Am achiziționat 3 autobuze sau 4. 3. Să vedem în funcție. 3. Licitația se poate realiza și nu vreau să le aduc încoace. Autobuze pe care le vom da spre folosință celor care execută transportul local. Este legal. Citiți, domnilor, legea. Veniți pregătiți. Vă aștept, domnul Dulce, la o emisiune să discutăm cu cărțile pe masă. Poate în campania electorală va avea loc și astfel. Îl aștept. Mi-e drag de el să vă lângă mine aici. Și pentru că mai avem foarte puțin timp la dispoziție, un ultim subiect, poșta veche. Chiar se face de râs. Deja devine plictisitor și nu știu cum. Toți banii pe care toate, de fapt, devizele de lucru sau situațiile, nu devize, situațiile de lucru pe care noi le-am dat la Ministerul Dezvoltării au fost decontate. Noi avem 2% plus încă 10.000 de lei o expertiză financiară. Atât, domnul Dulce. Termină cu prostiile. Emisiunea se apropie de sfârșit, suntem la final. Mai doriți să mai spuneți ceva? Da, aș vrea să spun două lucruri. În primul rând, să le mulțumesc cărărășenilor pentru că au avut răbdarea și înțelepciunea și sinceritatea de a dialoga cu mine. Am spune lucrurile în față, ceea ce mă motivează enorm de mult. Am avut din partea lor reacție pozitivă și spun adevărul când spun aceste lucruri. Acest fapt mă mobilizează foarte mult și aștept campania cu mare încredere. Eu am să arăt fapte, nu minciuni. Am să am dovezi cu mine, nu dezinformări. Și am să încerc să, în această perioadă, să arăt cetățenilor că noi suntem pe drumul cel bun. Pentru că în municipiul Călăraș a început modernizarea. În municipiul Călăraș există, la primărie există foarte multe proiecte care în perioada următoare se vor dovedi nu scriptice, ci faptice, prin faptul că ele vor fi puse în execuție. Îmi doresc enorm de mult să duc la bun sfârșit ceea ce am început. Sper ca în această perioadă și cei care nu sunt mulțumiți de mine sau cei care încă aveau anumite îndoieli să vină alături de mine, pentru că împreună putem să facem un oraș frumos. Iar ca încheiere vreau să vă spun că înainte să vin la această emisiune, domnul secretar de stat al Ministerului Agriculturii m-a informat că Liceul Agricol Sandu Alde a primit aproximativ 175.000 de lei. E o sumă care poate fi folosită pentru cheltuielile curente și pentru dezvoltarea acestui liceu. Domnule primar, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Le mulțumim și telespectatorilor pentru atenția acordată. Pe data viitoare!